Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înțelegeți ispitele. Nu ne duce în ispită. Matei, capitolul 6, versetul 13. Mulți dintre noi suferim inutil din cauza percepțiilor noastre eronate în ce privește ispita. Prima este aceasta. Așteptăm ca ispitele să înceteze sau cel puțin să scadă în intensitate. Când au intrat în țara promisă, iudeii au avut aceeași așteptare. Ei au fost surprinși să constate că în țară încă se aflau cananiții. Așa că s-au simțit descurajați, gândindu-se probabil că luaseră o direcție greșită. Cu siguranță nu aceasta este țara promisă. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că viața creștinului de la început și până la sfârșit este o luptă. Apostolul Pavel spune că noi suntem chemați să luptăm împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Iar nivelul ispitei crește pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Să remarcăm, când poporul Israel a părăsit prima dată Egiptul, Dumnezeu nu i-a condus prin țara filistenilor, cu toate că era mai aproape, căci, a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Exod, capitolul 13, versetul 17. Dumnezeu le-a înțeles puținătatea credinței și a protejat de dușmanilor. Dar mai târziu, după ce credința lor s-a întărit, El le-a îngăduit să se confrunte cu cele 7 națiuni puternice. La fel ca atunci, pentru a avea o viață victorioasă, și noi azi trebuie să ne confruntăm cu ispita și să luptăm pentru a ne croi drum spre victorie, convinși că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4. Firește, atacul dușmanilor a dovedit poporului Israel că se afla în țara promisă. Așadar, faptul că experimentezi ispita este o dovadă că asculți cu adevărat de Hristos.